Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Este ora 20, bună seara, bun găsit, urmăriți principalele subiecte la zi. Dacă ieri am strigat la mulți ani Europa, astăzi România a fost nucleul Uniunii Europene. Țara noastră a găzduit summitul B9, ocazie la care au participat oficiali din toată lumea, între care președintele Poloniei, Andrzej Duda, și președintele Americii, Joe Biden. Vom face rezumatul acestei reuniuni cu invitați de excepție și vom afla ce câștigăm noi românii din relația cu Europa și cu Statele Unite. Pentru început, urmărim declarația de la întrevederea președinților Iohannis și Duda și revenim cu invitați. Am discutat, bineînțeles, și despre securitatea la Marea Neagră și, în general, pe flancul estic, precum și despre prioritățile pentru summitul NATO din acest an. Astfel, țările noastre vor continua să susțină consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare pe flancul estic, a coeziunii acestuia, precum și procesul NATO 2030 și adoptarea unei decizii privind actualizarea conceptului strategic aliat la summitul NATO din iunie. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte pentru această invitație, pentru posibilitatea de a avea aceste întâlniri astăzi și de a discuta și mai ales pentru organizarea întâlnirii în cadrul formatului B9, deci un summit al statelor Europei Centrale și de Est, care sunt membre NATO. Astăzi, aici, la București, înaintea summitului NATO de la Bruxelles, mă bucur că avem deja punerea în practică acestei bune tradiții, ca această parte a Europei, membră NATO, să prezinte condițiile și părerea sa legată de securitate. Am revenit, suntem în continuare în direct, urmăriți principalele subiecte la zi. A fost o zi foarte importantă, poate un moment istoric pentru România, despre care vom discuta în această seară. Salutăm invitații de la această oră și spun bună seara și bun venit domnului Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe. Vă mulțumesc că ați revenit. Bună seara, mersi, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, cu noi este și domnule Dan Cărbunaru, pe Zoom, director al publicației Calea Europeană. Vă mulțumesc, bună seara. Bună seara dumneavoastră, invitațiilor noastre și celor care ne urmăresc. Și tot pe Zoom, ca de fiecare dată, de partea dreptății colective, este cu noi domnul avocat Artin Sarchizian. Bună seara, vă mulțumesc! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor! Stimați invitații, doamnelor și domnilor, domnule Meleșcanu, încep cu dumneavoastră, o zi importantă despre care istoria României va vorbi an la rând, mă gândesc eu, dat fiind că este un summit de reuniune pentru mai multe state europene și nu numai, vorbim despre un moment important care vine în contextul în care va avea loc summitul NATO din iunie de la Bruxelles, dar mai mult decât atât, așa cum discutam recent la ultima emisiune împreună, nu cumva tensiunile pe care Rusia le-a creat în ultima perioadă au reprezentat pilonul acestor discuții? Da, formatul B9 este una din inițiativele României și a Poloniei, care a condus la crearea acestui model de schimburi de păreri între țările de pe flancul estic, mai ales a NATO, începând de la Marea Baltică până la Marea Neagră și până la Europa Centrală. Din acest punct de vedere, fără îndoială că a fost o șansă foarte mare pentru cei care au participat, în primul rând președintele Iohannis, președintele Duda din Polonia, alții, inclusiv am înțeles că a fost și un mesaj transmis online de președintele Statelor Unite și, în mod evident, așa cum s-a subliniat, ideea fundamentală a fost aceea că statele din Europa de Est și din Europa Centrală trebuie să încerce să aibă o modalitate comună de a-și apăra și de a-și asigura securitatea într-o perioadă care nu este foarte fastă pentru noi, în partea de Est mai ales. Deci, din acest punct de vedere, e un lucru foarte important. Ce e probabil cel mai important pentru noi,
vor fi discuțiile legate de Marea Neagră, de ceea ce se întâmplă pe Marea Neagră și despre sistemele de organizare a NATO pe flancul acesta. Uh-huh. Cred că un lucru foarte important ar trebui să fie subliniat, ca pe partea de est, frontiera de est a NATO, să fie același tip de acțiune, așa cum se întâmplă de la Marea Baltică, pentru țările baltice, dar și pentru țările riverane la Marea Neagră, care sunt membri. Deocamdată acum sunt unele mici diferențe, dar eu cred că va trebui să insistăm pe faptul că avem cu toții nevoie de un flanc estic al NATO care să asigure securitatea tuturor celorlalți membri ai NATO. Deci e un lucru foarte bun. Probabil că vor fi și discuții pe teme, unele teme legate de relații, poate chiar și anumite elemente legate de probleme economice sau de crearea unor sisteme de mișcare, crearea unor punți între nord și sud, nu numai între est și vest. Deci este într-adevăr unul din elementele cele mai importante. De ce? Pentru că exact așa cum a spus și dumneavoastră, ajungerea la un consens a țărilor din formatul B9 și prezentarea acestei poziții pentru sau la Bruxelles pentru summitul NATO este o contribuție foarte serioasă la ceea ce se va adopta de către summitul NATO, la care formatul B9 sunt convins de acest lucru. Deci, practic, evenimentul de astăzi, un pas premergător pregătește summitul NATO. Prin viziunea pe care o au țările de pe flancul estic al NATO și în Europa Centrală. Deci, din acest punct de vedere, cred că este o contribuție foarte solidă la viitorul summit al NATO. Merg către dumneavoastră, domnule Cărbunaru, și vă întreb ce înseamnă pentru România găzduirea unui astfel de summit, așa cum a fost evenimentul de astăzi, și cum a fost Klaus Iohannis, a fost o gazdă bună? Da, noi ne-am obișnuit să privim formatul hibrid ca formă de amenințare, dar iată că există și forme hibride pozitive și cred că acest mix creat de sau generat de prezența președinților României, respectiv al Poloniei, alături de formatul virtual care, iată, a reunit atât țările din acest format, cât și avându-l alături pe Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, cu câteva săptămâni înainte de summitul NATO de la Bruxelles, ne arată că atunci când joci inteligent, atunci când mixezi politicile naționale cu cele occidentale și reușești să armonizezi interesele, poți aduci relevanță și, bineînțeles, folosind noile tehnologii, să nu fii nevoit să amâni sau să schimbi formate care cred că au, până la urmă, aceea simbolistică. Faptul că Joe Biden a intrat online, știu că am văzut deja anumite opinii în spațiu public legate de faptul că n-ar fi așa de important cum ar fi fost dacă ar fi venit la București. Totuși, nu reprezintă mai puțin Statele Unite sau nu angajează mai puțin Statele Unite vocea președintelui Joe Biden decât s-ar fi întâmplat dacă ar fi venit la București. Ceea ce s-a întâmplat și ce se întâmplă încă, după cum vedem în flancul estic al NATO, și cu siguranță domnul ministru Meleșcanu poate să vă confirme acest lucru, a generat din partea României, din vreme, anumite mesaje care au fost transmise, unele deschis public, altele poate în spatele ușilor închise, alături împărtășindu-și ideile sau temerile oficialii români cu cei ai aliaților din NATO, dar de ani de zile România încearcă să militeze pentru echilibrarea flancului estic în legătură cu măsurile pe care țările NATO sunt capabile să le ia pentru a contracara sau pentru a descuraja anumite forme de agresiune sau anumite amenințări. Și din acest punct de vedere, ceea ce s-a întâmplat astăzi la București, cred că este încă o cărămidă în zidul pe care NATO trebuie să se asigure că îl poate genera, nu doar militar, și politic, inclusiv economic, pentru că implicarea Statelor Unite
sprijinul pe care l-au acordat încă de la început inițiativei celor trei mări, unde Bucureștiul joacă un rol important, ca și Polonia. Anunțul recent al administrației americane legat de faptul că sunt miliarde de dolari pregătiți pentru a investi în infrastructură de transport din nord până în sud, de la Baltică până la Marea Neagră, tocmai pentru a asigura mobilitate, în paralel cu demersurile care se întâmplă și la nivelul Uniunii Europene. Să nu uităm, se vorbește despre un Schengen militar, o infrastructură capabilă să asigure și în interiorul Uniunii Europene mijloace de transport, de trupe sau de intervenție în situații de amenințare. Toate aceste lucruri ne arată o armonizare în poziția Occidentului. Pe de altă parte, să nu uităm că nici administrația Trump nu a neglijat vestul Europei și că România a știut să beneficieze de asemenea, chiar și sub administrația exoticului fost președinte american, de atenția pe care inclusiv republicanii o acordă zonei de Est. Și din acest punct de vedere, cred că reușim să capitalizăm acum și sub administrația Biden eforturi naționale și regionale care sunt utile pentru noi cei din această parte a Europei, care știm că nu poți să te bucuri de prosperitate fără să ai garantată siguranța și pacea în final. Bun, mă îndrept către dumneavoastră, domnule avocat, și bineînțeles că noi ne-am reunit de fiecare dată chiar și în preajma alegerilor din Statele Unite. Există un nou președinte, care ia parte la un eveniment important desfășurat în România. Poate până la urmă pentru noi să fie aspectul cel mai important al acestei zile, și anume intervenția, participarea chiar și online a domnului Biden la acest summit de la București. Mai mult decât atât, vă întreb pe dumneavoastră, pentru că de fiecare dată sunteți de partea dreptății colective, ce câștigăm noi românii din aceste reuniuni și din ceea ce urmează la Bruxelles în iunie 2021? Sunt convins că este un plus pentru România că a fost cel puțin în atenția președintelui Statelor Unite ale Americii, chiar și după această formă, însă eu vă mărturisesc un lucru, am o curiozitate. Cât suntem, să zicem așa, prejudiciați prin prisma faptului că nu s-a desfășurat în formă fizică, clasică, această reuniune? De ce pun această întrebare sau de ce mă macină această întrebare? Pentru că eu știu, ca omul simplu, ca fiecare dintre noi, că foarte multe lucruri se discută, se pun la cale într-o, să zicem, formă informală, da? Pe lângă ceea ce se exprimă public, pe lângă ceea ce vedem noi, să zicem așa, la televizor sau ni se comunică prin comunicatele de presă și așa mai departe. Aici evident că domnul ministru este cel mai în măsură să confirme sau să infirme, sigur, ceea ce eu din afară cunosc, anume importanța celor discuții care, repet, nu sunt în văzul publicului, nu sunt într-un format, să zicem, protocolar sau nu neapărat protocolar, ci pe agenda întâlnirilor respective și au loc, așa să spunem, între discuțiile publice. Poate că din această perspectivă, dacă s-ar fi desfășurat în formă fizică, poate că am fi fost mai avantajat, nu știu, poate obțineam anumite informații, poate că profitând de faptul că se organiza în România, oarecum România putea fi privilegiată. Oricum, e posibil să fi fost avantajat, dar așa stând lucrurile, asta fiind condițiile în care trăim în momentul de față, evident că altă formă nu se prea putea. Dar eu în continuare manifest această curiozitate, cât contează să se și întâlnească oamenii ăștia, că până la urmă sunt discuții, repet, și informale care se poartă în cadrul acestor reuniuni. Domnule avocat, știți că de fiecare dată mă preocupă bunăstarea românilor, a telespectatorilor noștri de aici, de la emisiunea La Zi, dar și de la cele economice. Și atunci oamenii ar trebui să înțeleagă că aceste evenimente importante, derulate mai ales în contextul acestei pandemii, ne-ar putea îmbunătăți nivelul de trai? Am să fiu sincer cu dumneavoastră și am să vă spun că e bine că suntem preocupați de pericolele din exterior și se pare că la acest capitol oarecum avem o stabilitate, o siguranță și prin prisma evenimentului pe care astăzi tocmai l-ați marcat dumneavoastră, dar tare mă tem că preocuparea multora dintre noi, asemenilor noștri, este în legătură cu pericolele care vin din interiorul țării, da? Și din păcate nu sunt puține la număr, sigur nu formează obiectul emisiunii dumneavoastră din momentul de față și nici nu vreau să vin așa într-o notă puțin mai pesimistă decât pulsul, decât optimismul cu care s-a început această emisiune. Însă, pentru că m-ați întrebat care este percepția omului simplu,
Vă mărturisesc că evenimentul de astăzi, deși este important, nu este suficient de perceput de marea masă a oamenilor, între care mă număr și eu, cu toată sinceritatea vă spun, da? Așa încât am fi preocupați de buna reprezentare a președintelui în străinătate și se pare că o face destul de bine, domnul președinte, dar în ceea ce privește treburile țării, pericolele din interior, ar fi important ca și ceilalți exponenți ai conducerii, da, să-și facă această treabă, poate la fel de bine cum și-o face, zic eu, președintele din perspectiva relațiilor internaționale. Desigur, revin în platou alături de domnul Meleșcanu și vă întreb acum, revenind la NATO, la un eveniment cu adevărat mai esențial decât cel petrecut astăzi, care sunt prioritățile pentru acest summit din 2021? Este vorba de revederea strategiei NATO și, cel puțin din punctul meu de vedere, mi-aș dori foarte mult ca, pe lângă toate măsurile care vor fi propuse la această întâlnire a grupului țărilor din Europa Centrală și de Est, ar fi foarte important, cel puțin asta este punctul meu de vedere, să avem într-adevăr o preocupare mult mai mare pentru ceea ce se numește războiul hibrid. Pentru că dacă, din punct de vedere a războiului clasic, într-adevăr am reușit ca pe frontiera de Est să existe un minimum de securitate care poate oricând să fie dublat, triplat și de 10 ori mai mult dacă se întâmplă ceva, în timp ce războiul hibrid cu atacurile la reziliența țărilor, atacurile cibernetice, de asemenea aceste fake news, nu știu cum le spune în română, știri false și așa, da, mai departe, sunt o formă de război care este foarte eficientă și este utilizată cel puțin în această perioadă. Deci cred că ar trebui să ne concentrăm și pe aceste tipuri de activitate, nu numai pe cele cu un caracter foarte strict dedicat militarilor. Sigur, sunt informații importante și vă întreb pe dumneavoastră, cum au perceput românii această zi, acest eveniment din perspectiva dumneavoastră? Spunea domnul avocat că poate marea majoritate n-a fost conectată la acest eveniment, nici măcar nu știu dacă înțelege noțiunea, să zicem, de B, cum i-am spus prescurtată. Și atunci oamenii care ne urmăresc au nevoie de o doză de optimism. S-a întâmplat ceva în România, dincolo de pandemie, vaccinare și așa mai departe, dar oare cu ce rămânem după această? Cu niște concluzii. De altfel, trebuie să recunosc că și eu și multă lume nu suntem foarte conectați la acest eveniment. A fost mai degrabă un eveniment bilateral între președintele României și președintele Poloniei. Chiar așa, de ce s-au întâlnit înainte de summitul, mă rog, de evenimentul online de la ora 16? Explicația este foarte simplă. Atunci când vorbim despre securitatea pe flancul estic a NATO, există două țări importante, Polonia și România. Din punct de vedere militar, într-adevăr, aceste două țări constituie nucleul important al graniței de est a NATO. Și acest lucru este, de fapt, acceptat și înțeles și prin faptul că România a creat și alte sisteme împreună cu Polonia, cum ar fi inițiativa celor trei mări. Există o trilaterală strategică care a fost făcută, de asemenea adoptată între România, Polonia și Turcia, care s-a desfășurat cu câteva luni înainte. Deci este într-adevăr, din acest punct de vedere, evident, România și Polonia sunt practic actorii cei mai importanți pe frontiera de est a Deci am avut două evenimente importante astăzi. Da. După cel din 2015, când a avut loc altă reuniune. Așa cum spuneau, nu mai știu cine, cred că unul dintre colegii care au vorbit, a fost și o ocazie de a discuta, poate mai relaxat, fără lucruri foarte clare, bine definite. Dar cred că a existat posibilitatea de a avea schimburi de păreri și de idei care ar putea să prindă până la urmă rădăcină și să conducă la o activitate mult mai bună și pentru noi. Cele două lucruri rămân, le repet, într-adevăr, securitatea la Marea Neagră și asigurarea aceluiași tip de descurajare
de la Marea Baltică până la Marea Neagră, cred că sunt lucruri esențiale pentru viitorul summit. Sper ca cei care au participat aici vor veni cu aceste propuneri și la Bruxelles, la summit. Desigur. Pandemia poate fi un element nou adus în discuție, în întrevederile de genul acesta, dat fiind că, dincolo de strategiile de discuție importante, spunea și dumneavoastră că ar trebui să existe și teme suplimentare, dar cu un impact foarte mare în societățile europene și nu numai. Drept urmare, informația corectă, criza sanitară care a afectat întreaga planetă. Deci, practic, pandemia își va găsi o soluție la nivel european și nu numai prin aceste întrevederi? Nu sunt specialist, sunt doctor, dar în drept. Nu desigur. Sunt doctor. Managementul acestei crize, dublă criză. Vreau să vă spun că, din păcate, tot ce s-a întâmplat în perioada pandemiei și acum în continuare, nu a existat, din păcate spun încă o dată, nu a existat o activitate care este esențială din punctul meu de vedere, este vorba de activitatea Organizației Mondiale a Sănătății. Nu s-a văzut deloc, a făcut anumite comunicate care sunt discutabile, ori în aceste condiții fiecare țară a încercat să-și găsească cele mai bune modalități pentru a depăși această pandemie. Sigur că avem un avantaj, fiind o țară membră a Uniunii Europene, a existat și un sistem de repartizare a diverselor vaccine care au apărut, dar până la urmă, așa cum am spus, ar fi fost necesar ca Organizația Mondială a Sănătății să fie într-adevăr unul dintre cei mai importanți dirijori în lupta împotriva coronavirusului la nivel mondial, nu numai la nivel european. European. Desigur, domnule Cărbunaru, merg către dumneavoastră și dacă urmăresc de fiecare dată să vedem exact care sunt deciziile care ne impactează viața nouă românilor, dar și cetățenilor europeni, pentru că vorbim într-un context european, vedem exact dacă nu cumva această temă a pandemiei ar fi trebuit să fie un element de care să țină și autoritățile internaționale seamă și mai mult decât atât vă întreb, legat de summitul NATO, ce se schimbă după plecarea lui Donald Trump acum cu noua administrație prezidențială condusă de Joe Biden. Va fi interesant de văzut. Sper să reușesc să ajung la Bruxelles chiar acum în acest context al pandemiei, pentru că am avut șansa de a participa la summitul de la Bruxelles, care a marcat nu doar prima prezență fizică a președintelui Donald Trump, proaspăt ales pe scena NATO în noul sediu al Alianței Nord-Atlantice, dar și contactul direct al liderilor europeni aliați în cadrul NATO. Și îmi amintesc că atunci au existat două idei extrem de tranșante lansate de Donald Trump. Una legată de plata cotizației, acei minim 2% din PIB pe care, spre cinstea noastră, românii cel puțin au ajuns să îi onoreze, conform angajamentelor, ceea ce ne conferă un avantaj important și o poziție importantă în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Și apoi vocea apăsată, adresată Germaniei, care cerea protecție în fața unei Rusii asertive, în timp ce, spunea Donald Trump, făcea business cu Rusia și se pregătea să se conecteze la gazul rusesc prin Nord Stream 2. Pe aceste zone nu cred că vor fi schimbări. Probabil că americanii vor rămâne în continuare tranșanți și vor solicita partenerilor să nu lase greul, nu doar militar, dar și al cotizației către Statele Unite și, pe de altă parte, să nu aplice dublu standard și să aibă o poziție comună atunci când e vorba de amenințări comune. În rest, avem un Joe Biden care a decis ca, prin administrația pe care a preluat-o, să revină pe scena lumii, să revină față de partenerii transatlantici, adică față de europeni, cu o poziție mult mai prietenoasă decât cea pe care o lăsa, cel puțin în spațiu public, să se vadă Donald Trump. Și asta trebuie să fie un avantaj. România, cred că, a trăit clipe grele în perioada administrației Trump, deși a beneficiat din plin de prietenia și de forța Statelor Unite, inclusiv în acea perioadă, pentru că avea de-a face cu două poziții nu întotdeauna armonioase. Domnul Meleșcanu are ceva completări, vă rog. Parte. Vă rog. Nu. Lăsați-l, lasă, spune-o, că când termine. Vă rog, domnule Cărbunaru.
Vă rog, domnule ministru, n-am avut șansa să vă văd, pentru că nefiind în studio, nu pot avea decât feedback-ul non-verbal al doamnei moderator, dar sunt... Ați simțit nevoia să completați când a venit ideea de Donald Trump, vă rog. Da, asta vreau să spun, că am avut sigur șansa și obligația de a fi prezent la întâlnirea respectivă și într-adevăr ce spunea colegul nostru este foarte, foarte clar. Donald Trump a insistat foarte mult pe 2% pentru bugetele militare. În același timp, însă, trebuie să recunoaștem că atunci când vorbim de 2% din partea României, cu niște eforturi foarte mari, dar cu o sumă care nu este astronomică, dar dacă încerci să aplici 2% la Germania, care este o economie extrem de puternică, e a doua economie. Deci depinde procentul din care economie. Și poți să ajungi într-o situație în care un stat cum este Germania să nu aibă ce să facă cu banii aceștia pentru armată. Dar ceea ce se poate face și s-a discutat atunci a fost o propunere a Germaniei de a introduce în cei 2% și alte procese, cum ar fi, de exemplu, asigurarea unor ajutoare pentru țările în curs de dezvoltare, pentru altele, astfel încât să existe într-adevăr un anumit echilibru și o contribuție mare și a Germaniei. Totuși, ce mi-a plăcut acum, sper să nu vă supăr, că va fi în premieră mondială, după ce a ținut discursul și domnul Trump și doamna Merkel, domnul Trump s-a ridicat din scaun, s-a dus în plată și s-a dus și a pupat-o pe madame Merkel, ca să aveți o idee despre cum s-a întâmplat. Sigur, președintele Trump avea un alt stil, foarte direct, și eu cred că prin ceea ce a făcut el, nu vreau să încep eu discuțiile acum despre America, dar cred că președintele Trump a fost într-adevăr un președinte care și-a dorit într-adevăr ca Statele Unite să fie prima, America să fie prima. Desigur. Mai își dorește alți președinți Europa cu două viteze, o să ajungem și acolo. Și în al doilea rând, sigur, și faptul că America și președintele Trump erau strict interesați de asigurarea suveranității țărilor, așa cum probabil mai sunt și alte țări prin Europa. Uh-huh. Revenim în Europa, doamnelor și domnilor, și vă spuneam că ieri toată lumea a strigat la mulți ani Europa. Vreau acum să urmărim un moment istoric pentru România, mai exact aderarea României și în același timp al Bulgariei la NATO. Urmărim momentul important documentar și revenim cu comentarii. România a solicitat formal aderarea la NATO în 1993. Un an mai târziu, țara noastră a fost primul stat care răspundea invitației lansate de NATO de a participa la Parteneriatul pentru Pace, program destinat cooperării euroatlantice în materie de securitate, cu rol major în procesul de includere a noi membri în NATO. În aprilie 1999, NATO a lansat planul de acțiune în vederea admiterii de noi membri. La summitul NATO de la Praga, pe baza evaluării progreselor înregistrate de statele candidate, șefii de state și de guverne ai țărilor membre ale NATO au decis să înceapă convorbirile de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Pentru țara noastră, atacurile din 11 septembrie 2001 au însemnat includerea pe harta intereselor NATO și accelerarea procesului de aderare, în contextul în care Statele Unite ale Americii aveau nevoie de cât mai mulți aliați în lupta sa contra terorismului. România a dobândit statutul de aliat în 2004, după ce, la 29 martie 2004, la Washington a fost depus instrumentul de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord. La 2 aprilie 2004 a avut loc la Bruxelles ceremonia arborării drapelului de stat la cartierul general al NATO. România, la România!
Am revenit, suntem în continuare în direct, doamnelor și domnilor, și vă reamintesc faptul că ne puteți urmări în toate rețelele de cablu, dar și pe site-ul nostru www.a7tv.ro și pe conturile de socializare Facebook, Instagram și, de ce nu, pe canalul de YouTube. Sunt informații și emisiuni noi pe care le puteți descoperi. Revin în platou alături de invitatul meu. Am văzut așadar un alt moment istoric pentru România, dar m-aș întoarce la data de 9 mai, ziua Europei, 71 de ani pentru Uniunea Europeană. Ce înseamnă pentru România acest aspect? Pentru România înseamnă un pas foarte important în activitatea sa în materie de relații internaționale. În mod evident, începând de până 1990, a existat o dorință, și dacă vă uitați în diversele rapoarte care se fac, veți vedea că românii și-au dorit să devină, ca România să devină membră a Uniunii Europene. În 2007, când, la 1 ianuarie 2007, când a intrat în vigoare, sigur că a fost un întreg șir de începerea unor negocieri care s-au dus pe parcurs, în fine, foarte complicate uneori, dar de la 2007, din ianuarie, România a intrat ca membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Ce am câștigat? Am câștigat, în primul rând, dreptul de a face parte dintr-o structură, cea mai importantă structură la nivel internațional, când vorbesc despre Uniunea Europeană. Și din acest punct de vedere trebuie să recunoaștem că anii 2007-2008 au fost cele mai mari investiții străine în România, se poate lua pe statistici, fără niciun fel de probleme. Pe deasupra, în plus, în ceea ce privește fondurile de sprijin pentru țările membre și mai ales politica agricolă comună și tot ceea ce ține de utilizarea resurselor Uniunii Europene și pentru România, au fost elemente cheie. La astea se adaugă și multe altele care ni se pare acum normal să le avem. De exemplu, fiind profesor, vă spun că unul dintre cele mai importante programe a fost programul de bursieri, care a permis să se facă schimburi dintre toți bursierii. Au fost cele trei libertăți de mișcare care sunt fundamentale. Dreptul, libera circulație a mărfurilor, libera circulație a forței de muncă a oamenilor și cea de-a treia legată de capital. Deci este într-adevăr, noi am avut este o șansă. Clar că avem avantaje. Da. Ceea ce nu înseamnă că nu avem nici dezavantaje. Asta nu credeți că nu se adaptă degeaba. Sau anumite limitări, condiționări. Nu e vorba de limitări și de condiționări. Asta ține seama de evoluția fiecărei țări. Vreau să vă spun însă că din acest punct de vedere, de exemplu, noi contribuim pentru țările din Europa Occidentală cu un număr foarte mare de cadre sanitare. Vorbesc de doctori, infirmiere, și ca să vă dau o cifră, pentru ca un doctor să ajungă, un tânăr să ajungă doctor specialist în România, statul român plătește 1 milion de euro pe parcursul acelor 10 ani cu facultatea, cu rezidențiatul și cu specializarea. Care o plătim noi din buzunar, dar care e folosită în alte țări. Sunt foarte multe țări, inclusiv în Marea Britanie, chiar cu Brexit-ul plecat, exact, sunt și încă aici vreau să peste 1500 de români, doctori care asigură, de fapt, țin pe spate și ei sau contribuie foarte serios la sistemul asigurărilor de sănătate din Marea Britanie. Tot așa cum, sigur, au fost și alte lucruri care nu ne-au ajutat foarte mult. Nu am reușit să asigurăm în perioada respectivă să putem brusc să ajungem la o economie, mai ales la o industrie, la același nivel care era în țările occidentale, și o parte foarte mare a industriei României nu a avut capacitatea de a intra în competiție și foarte multe dintre ele au dispărut.
La astea se pot adăuga multe alte. Sistemul bancar, care a devenit un sistem bancar în care practic băncile românești sunt pe undeva, pe margine. Dacă vă uitați la sistemul de distribuție al în România și în toate, veți vedea că toate marile magazine și tot ceea ce se întâmplă la distribuție, că e vorba de energie, de gaze, de apă, de ce doriți dumneavoastră, sunt alte societăți. Deci există un echilibru. Nu vreau să dăm impresia că am primit doar și am avut avantaje. Am și dat. Vreau să vă spun că am și dat și de multe ori am dat foarte serios. În plus, hai să fim foarte cinstiți, România plătește în fiecare an o contribuție la Uniunea Europeană, care sare de 1 miliard de euro. Deci să nu ne facem, să nu credem că noi doar primim. Nu, primim și dăm și noi la Uniunea Europeană și sprijinim destul de mult din acest punct de vedere. Despre miliarde de euro vorbim în continuare. Domnule avocat, îmi îndrept atenția către dumneavoastră și din 2007 până în prezent înțelegem că am primit 63 de miliarde de euro de la Europa, da, către România. Mai mult decât atât, m-aș întoarce la dumneavoastră la egalitatea de șanse pentru cetățenii europeni și vreau să înțelegem cum ne putem poziționa noi românii în acest context european și mai mult decât atât, ce ar trebui să înțeleagă fiecare stat membru după efectul Brexit și cum arată acum relația dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Cu voia dumneavoastră aș îndrăzni să vin oarecum în continuarea celor spuse de către domnul ministru și din punctul meu de vedere aș puncta un mare plus, să spunem, pe care reprezintă aderarea României la Uniunea Europeană, evident pe segmentul justiție, unde zic eu că oarecum mă mai pricep. În opinia mea, faptul că avem o reglementare europeană, faptul că avem o curte de justiție a Uniunii Europene, care chiar dacă nu soluționează litigii în sensul că nu ne adresăm noi curții de justiție în mod direct, ci există un anumit mecanism, totuși, repet, această reglementare europeană, aceste decizii ale curții de justiție a Uniunii Europene au reprezentat pentru foarte mulți semeni de ai noștri cu adevărat o gură de oxigen. Și acum mă refer la acele executări silite care, din păcate, i-au vizat pe foarte mulți români, ajunși chiar în pragul disperării și la un moment dat foarte mulți au pierdut casele și așa mai departe. Știm cu toții cam care este povestea, da? A venit Curtea de Justiție a Uniunii Europene și a spus stop, nu puteți executa chiar în neștire absolut toate bunurile pe care un cetățean le are, un om le are, da? Ci trebuie analizată în funcție de circumstanțele personale. Bună oare nu poate fi executată direct locuința familiei, pentru că asta îi durea pe foarte mulți dintre semenii noștri. Pur și simplu își pierdeau casele. Iată această soluție a Curții de Justiție a Uniunii Europene, din punctul meu de vedere, vine și punctează în zona plusurilor pe care România le-a câștigat în segmentul justiție, pentru că avem posibilitatea să invocăm în fața instanțelor naționale reglementările europene, care oricum își produc efectul în mod direct în plan național și în egală măsură prin aceste, să zicem, surse de interpretare a dreptului pe care le reprezintă, între care reprezintă și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, să știți că ajută extrem de mult, reprezintă un sprijin real în justiția română, care din păcate, mă rog, din punctul de vedere, nu stă foarte bine la capitolul încredere și din alte perspective. Legat de întrebarea dumneavoastră, da, prin faptul că am dobândit și noi cetățenia europeană, cu siguranță avem un alt statut chiar și în spațiu extracomunitar, să spunem, pentru că domnul ministru este mult mai în măsură să o spună decât mine, evident. Putem, bună oară, îmi vine minte acum, să beneficiem de un sprijin acolo unde România nu are o reprezentanță diplomatică, ne putem adresa în virtutea cetățeniei europene oricărei reprezentanțe diplomatice a altui stat din cadrul Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere este o chestiune importantă, interesantă și în opinia mea aderarea României reprezintă un mare plus pentru România. Din păcate, cred că ceea ce s-a întâmplat cu Regatul Unit și poate chiar cu această pandemie a mai înfrânat trendul pe care pornise Uniunea Europeană, fapt care ne afectează și pe noi. Dar una peste alta, cred că este un mare avantaj pentru România și bine a făcut România că s-a îndreptat către Uniunea Europeană. Bun, de la justiție mergem acum la conferința privind viitorul Europei. Domnule Cărbunaru, am văzut exact că a avut loc ieri, pe 9 mai, și cel care a deschis această conferință a fost chiar președintele francez, Emmanuel Macron, și vreau să vă întreb cum vi s-a părut atitudinea domniei sale.
Era la scurt timp după ce a luat acea decizie curajoasă, nu, de a comemora, de a marca public, ceremonios, trecerea în neființă în urmă cu 200 de ani a lui Napoleon. S-a speculat pe acest joc de cuvinte încă de la legea domniei sale, apropo de aspirațiile lui europene sau globale, Macron. Nu a ratat ocazia până la urmă să marcheze revenirea la Strasburg a activității Parlamentului European, cea mai democratică instituție europeană, rezultatul votului tuturor cetățenilor europeni, și probabil că se și poziționează destul de serios pentru a-și tranșa un al doilea mandat de președinte al Franței, mai ales că alegerile bat la ușă, fix în perioada în care Franța se pregătește să preia președinția rotativă a Consiliului UE. Deci a încercat să joace și acasă această carte. Pe de altă parte, Renew Europe, formațiunea din care face parte și Emmanuel Macron, dar și domnul Macron însuși, au militat pentru un astfel de format. De-al minter, reprezentantul Parlamentului European pentru conferința privind viitorul Europei este o personalitate politică apropiată a acestei mișcări, Guy Verhofstadt, și din acest punct de vedere, probabil că ne vom aștepta la o prezență din ce în ce mai activă și a lui Emmanuel Macron, dar și a Franței pe o scenă pe care, sigur, din punct de vedere economic, încă o domină Germania, dar politic, odată cu apusul, să spunem, desiunului politic al Angelei Merkel, care se pregătește deja să predea inclusiv ștafeta de cancelar, lasă toată această situație în sarcina Franței, cel puțin în perioada de tranziție, asumarea unui leadership politic. Rămâne de văzut cum se vor poziționa și nu doar statele europene, ci și cetățenii europeni. Au fost discursuri care au lansat acest mesaj. Cred că chiar președintele Parlamentului European spunea ieri că nu trebuie să privim timorați, inclusiv să ne gândim la schimbări de tratate, dacă cetățenii europeni își vor dori acest lucru. De-al minteri, pentru că vorbeați mai devreme despre impactul pandemiei, iată că Uniunea Europeană, atunci când, deși nu avea instrumente explicite din punct de vedere al tratatelor, atunci când statele membre au înțeles să-și încredințeze o parte din puteri instituțiilor europene, au reușit să dea Bruxellesului instrumentele în domeniul sănătății pentru a achiziționa centralizat vaccinul, pentru a sprijini fără discriminare statele membre, astfel încât chiar și țări precum România, și mă gândesc că ne-ar fi fost destul de dificil, fără să fi fost în Uniunea Europeană, să avem acces la atâtea și atâtea vaccinuri, toate fiind garantate prin autorizațiile emise de Agenția Europeană a Medicamentului. În paranteză fie spus, obiectiv ratat pentru România odată cu Brexitul a fost o țintă pe care n-am reușit să o atingem, aceea de a aduce sediul Agenției Europene a Medicamentului la București. Până la urmă ne-am ales cu acest centru cyber care este de viitor și sperăm să reușim să facem mai mult decât am reușit să facem cu laserul de la Măgurele. Bun, ne apropiem de concluziile serii și, domnule Meleșcanu, aș vrea să ajungem la două concluzii. Pe de o parte, cât de aproape este România de aderare la Schengen, pe de altă parte, dacă, ca o întrebare finală, România și Europa au un destin, un viitor comun. Fără îndoială, România și Uniunea Europeană vor avea același traseu și sunt convins că vom continua cu toate lucrurile, uneori mai dificile, mai puțin dificile. Acum, în legătură cu Schengen-ul, la ora actuală lucrurile sunt destul de blocate datorită și pandemiei, unde există mai multă rigurozitate pentru frontiere. Tot de la Schengen se trag și problemele legate privind imigrația ilegală spre țările, mai ales din Mediterana. Și în aceste condiții, cred că e greu să dăm un interval de timp foarte scurt. Probabil însă că în acest mecanism o să înceapă să se discute și altceva, un regulamentul de la Dublin și chiar o schimbare, aș spune eu, la care se va ajunge în legătură cu Schengenul. Sper că acolo România să fie și ea de la bun început participantă și cu șansa de a fi
și pe probleme de vamă și de frontieră să fie la fel ca și toate celelalte țări din Uniunea Europeană. Și chiar foarte scurt, pe final, cât de departe suntem atunci sau de aproape de adoptarea monedei unice europene? Asta este o chestiune și mai interesantă, da. Depinde, sigur, va depinde foarte mult de modul în care va evolua economia României. Nu e nicio îndoială că pentru România nu ar fi o problemă extraordinar de complicată. Dar, în realitate, avem o problemă cât casa, pentru că la nivelul actual, cam jumătate din populația țării, dacă se trece la euro, ar avea probleme foarte mari de supraviețuire. Deci sunt probleme legate de societatea românească. Sigur, în orașele mari, în companiile mari, nu o să aibă un impact negativ. Dar când vorbești de oameni care au 700 de lei pe lună pensie și așa mai departe, care ar trebui să ducă la 15-20 de euro pensia, nu ar merge. Deci trebuie să înțelegem că avem nevoie ca economia să ajungă la un nivel în care să poată să lucreze ca și celelalte țări, dar în același timp trebuie să avem grijă de impactul pe probleme sociale pe care le-ar aduce. Ori jumătate din România, sau oricum o parte importantă a românilor, sunt încă sub nivelul de sărăcie. Exact, exact. Da. Interesante concluziile dumneavoastră și importante. Vă mulțumesc, stimați invitați, pentru intervențiile dumneavoastră. Mulțumim. Drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire mâine seară la aceeași oră 20, aici, cu principalele subiecte la zi. În continuare, vă întâlniți cu colega mea, Ani Crețu, care va aduce emisiunea Conectat. O seară excelentă vă doresc! Acest program